Iubiți ascultătoare, textului Evangheliei acestei duminici i-aș da următorul titlu: Pașii credinței și pașii rațiunii. Haideți să vedem de ce. Iisus rămâne în munte după minunea înmulțirii pâinilor și am văzut acest lucru în Evanghelia duminicii trecute. Voia să rămâne singur. Evanghelistul ne spune și motivul: ca să se roage îndeosebi. Matei 14:23. Adică în mod mai aparte, așa cum o făceam mai ales în pragul marilor evenimente din viața sa, păstrând astfel permanenta comuniune cu Tatăl său. Dar înainte de a da drumul mulțimilor și a începe să se roage, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să treacă de cealaltă parte a mării, înspre Betsaida. Ceea ce ne surprinde este acest verb, i-a silit. Evanghelistul spune explicit, citesc, Iisus i-a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt. Am citit din Matei, capitolul 14, versetul 22. Întrebarea pe care ne-o punem este desigur în legătură cu atitudinea lui Iisus de a-i sili pe ucenici și de a-i obliga să treacă dincolo, de cealaltă parte a Mării Galilei. Găsim răspunsul la evanghelistul Marcu, doar la el, care consemnează faptul că ucenicii erau așa de uimiți că nu pricepuseră nimic de la minunea înmulțirii pâinilor. Am citit din Evanghelia după Marcu, capitolul 6, versetul 52. Deci nu pricepuseră nimic din această minune. De aceea poate erau și așa de uimiți. Erau nedumeriți, nu știau ce să creadă. Îi copleșiseră Iisus cu puterea lui dumnezească. Și era firesc să fie așa. Să ne gândim doar la o singură ipostază a minunii, aceea cu ei, cu ucenicii protagoniști. Ce vor fi simțit ei când vor fi văzut că împart mereu din 5 pâini și din 2 pești la mii de oameni și din mâinile lor acestea nu se mai terminau? Ce vor fi simțit ei atunci? Este explicabil să fi rămas uimiți și nedumeriți. Erau și ei numai oameni. Iar în preajma lui Iisus, logica umană nu era prea confortabilă. Era mereu sfidată și dată peste cap în legile ei firești naturale după care funcționa. Nu mai știa nici logica aceasta cum să funcționeze în fața faptelor lui Iisus. Era bulversată. Spre exemplu, cum să mănânce 5.000 de oameni din 5 pâini și 2 pești? Cum să pășească un om pe apă ca pe uscat? Vom vedea în cele ce urmează. După care legi și după ce logică se întâmplă toate acestea? Erau, iubiții mei, întrebări firești și ale celor de atunci și ale noastre celor de astăzi. Dar să mergem mai departe. Se pare că pe Iisus l-a deranjat atitudinea ucenicilor, adică această nepricepere a lor, adică de a nu pricepe nimic din minunea înmulțirii pâinilor. Dar să știți că trebuie să fi fost și un alt raționament, încă unul sau mai multe, pentru care Iisus i-a silit să treacă pe celălalt țărm. Evanghelistul Ioan vine în completarea lui Marcu și în capitolul 6, unde relatează această minune și el a înmulțirii pâinilor, spune așa: am văzut și în duminica trecută, cunoscând așadar Iisus că o să vină și o să-l ia cu deasila să-l facă rege, s-a dus iarăși în munte el singur. Ioan 6, versetul 15. Ce își va fi zis mulțimea? Iată, de un astfel de rege avem nevoie. Ne vindecă bolnavii, ne rosește cuvântul și în plus ne mai dă și de mâncare. Nici ucenicii nu cred că erau departe de o astfel de concepție, fals înțelegând și ei mesianitatea lui Iisus, și anume că n-a venit să fie un rege pământesc, ci unul spiritual. Este foarte probabil că o astfel de intenție de a-l proclama atunci rege să fi fost și în mintea lor, nu numai în mintea mulțimii de oameni. Și atunci Iisus îi îndepărtează și pe ei.
Dar o altă minune care urma să se întâmple cu ei după numai câteva ore, și anume potolirea furtunii pe mare și salvarea lor, pe care o vom analiza în continuare, nu trebuie nici ea exclusă când vorbim despre motivele pentru care Iisus i-a trimis pe ucenici dincolo, pe celălalt țărm al mării. Iisus lucra cu ei în mod pedagogic. Tot ceea ce făcea avea un sens pentru ei, cu toate că ei îl percepeau greu sau deloc. Dar mai târziu totul le va fi de folos. Din tot ceea ce Iisus făcea acum și spunea, chiar dacă nu pricepeau de plin. De astfel Iisus le și spune acest lucru. Acum nu pricepeți, dar mai târziu, când Duhul va veni peste voi, veți înțelege totul. Iată ce consemnează în acest sens evanghelistul Ioan în capitolul 14 al Evangheliei sale, versetul 26, citesc. Dar Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Tatăl îl va trimite într-un numele meu, acela vă va învăța toate și vă va aduce aminte de toate cele ce v-am spus eu. Ucenicii ascultă porunca și pleacă. Ia se li să plece, pleacă. Nu s-au opus. Dar imediat pe mare se stârnește o furtună neprasnică. Corabia e învăluită de valuri. Vântul era împotrivă. Barca lor plutea în derivă. Sunt în pericol de moarte. Sunt gata să se scufunde. La a patra strajă însă din noapte, cândva între orele 3 și 6 dimineața, Mântuitorul Iisus vine la ucenici umblând pe apă. De seara de când au intrat în corabie, n-au reușit să vâslească mai mult de aproximativ 5 km. Pentru că 25-30 de stadii la care face referire evanghelistul Ioan, în capitolul 6, versetul 15, nu înseamnă mai mult de 5 km. Și cu Marea Galilei avea în jur de 10 km lățime aproximativ, ei se găseau exact așa cum spune evanghelistul Marcu, doar el spune numai, la mijlocul mării. Marcu 6, versetul 47. Așadar, n-au putut să ajungă pe celălalt țărm. N-au putut să ajungă foarte repede cum ei și-au dorit. Și atunci Iisus, care vedea cum ei se chinuiesc vâslind, căci vântul era împotrivă, vine la ei, dar umblând pe mare. Marcu spune, deși un amănunt, că Iisus a intenționat să treacă pe lângă ei, în capitolul 6, versetul 48. Nu știm dacă Iisus a vrut să-i ocolească sau numai să se facă că trece pe lângă ei. Dar în momentul în care Iisus se apropie de corabie, ei s-au speriat puternic, crezând că văd o fantomă. Și-au strigat. Nu știm ce au strigat. Niciun evanghelist nu consemnează acest lucru. Dar cu siguranță n-au putut să strige decât după ajutorul lui Dumnezeu, așa cum fiecare dintre noi, când ne găsim într-un moment de spaimă, o facem. Și atunci Iisus le-a zis, îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. Avem în cuvintele lui trei verbe, iubiții mei, exprimând două porunci și o afirmație. Îndrăzniți, a doilea verb, afirmație, eu sunt, și al treilea verb, poruncă, nu vă temeți. Asta înseamnă că trebuie să îndrăznim să mergem spre Iisus, să nu ne fie teamă de nimic care ne-ar putea împiedica să ajungem la El, adică la țintă. El este ținta vieții. Îndrăzniți, eu sunt, nu vă temeți. La uzul acestor cuvinte, Petru îi spune Mântuitorului, dacă ești tu, spune-mi să vin la tine pe apă. Și Mântuitorul îi spune, vino. Și Petru coboară din barcă și merge pe apă ca pe uscat. Dar îndată văzând vântul și valurile învolburate s-a temut și începând să se scufunde a strigat, Doamne, scapă-mă! Și Iisus întinde mâna și spune, puțin credinciosule, pentru ce te-ai îndoit?
Și Evanghelistul Matei spune mai departe, consemnează mai departe, și suindu-se ei în corabie, s-a potolit vântul, iar cei din corabie s-au închinat zicând, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Matei, capitolul 14, versetele 32 și 33. Iubiți ascultători, asupra acestui episod se poate vorbi mult și din multe puncte de vedere. Am putea vorbi legat de tema ucenicii cu Iisus și ucenicii fără Iisus. Mai mult, unei exegeți spun că aici evanghelistul, când a consemnat acest episod, a avut o intenție eclesiologică, adică de a vorbi despre biserică. Într-adevăr, când se vorbește despre corabia care era învăluită de valuri, pentru această expresie învăluită de valuri, în limba greacă, în textul original, este folosit un participiu prezent pasiv, vasanizomenon, care se poate traduce și prin a fi chinuit sau chiar prin a fi torturat. Așadar, corabia este personificată de către evanghelist, întrucât corabia care era din lemn, lucru neînsuflețit, nu avea cum să fie chinuită și să suferă. Așadar, corabia poate fi o prefigurare sau o personificare a bisericii în care creștinii adăpostiți adesea plutesc pe o mare învolburată a vieții și pe care nu de puține ori naufragiile nu-i ocolesc. Imaginea poate fi aplicată foarte bine și la nivel individual și familial, căci adesea ne vedem cu corăbioarea vieții noastre gata de a se afunda, biruite de ispite și de falul îngrozitor de puternic al unei lumi fără Dumnezeu în care trăim. Important este să știm că dacă strigăm atunci după ajutorul lui Dumnezeu, mâna lui întinsă este îndreptată și spre noi. Iată încă o temă și altele multe. Eu însă aș dori acum spre încheiere să medităm puțin împreună la o altă temă. Iubiții mei, dacă ar fi să zugrăvim această pericopă evanghelică într-un tablou, am putea crea două cadre, despărțind tabloul în două părți. Deasupra primei părți a tabloului am putea scrie ca titlu Pașii Credinței. Iar deasupra celei de-a doua părți a tabloului am putea pune titlul Pașii Rațiunii. Haideți să reflectăm puțin la ele și vom vedea în final de ce. Prima parte a tabloului, Pașii Credinței. Aici îl găsim pe Petru, ieșind din corabie și mergând pe apă ca pe uscat. Trebuie să precizăm că nu era o mare liniștită, ci una învolburată, cu vânt puternic și cu valuri îngrozitoare. Dar și dacă ar fi fost liniștită, cum să meargă Petru pe apă ca pe uscat? Și cu toate acestea, el pășește pe apă și merge ca pe uscat. Nu știm câți pași a făcut. Vă puteți imagina așa ceva? Chiar dacă credem că s-a întâmplat acest lucru, ne vine totuși greu să acceptăm, pentru că venim să judecăm acest episod cu alte legi. Venim să-l judecăm cu o logică noastră omenească, limitată, care ne spune nici vorbă să putem accepta așa ceva. Și chiar nu am greșit foarte mult. Cum să pășești pe apă ca pe uscat? Cine a mai văzut acest lucru? Cu acest raționament, de altfel, așa cum am spus, aproape deloc greșit, trecem, iubiții mei, în tabloul al doilea, să vedem ce se întâmplă acolo cu Pașii Rațiunii. Al doilea tablou, așa cum am spus, are ca titlu Pașii Rațiunii. Aici îl întâlnim pe același Petru, dar de data aceasta nemai făcând pași pe apă, ci afundându-se în ea. De ce? Pentru că nu mai pășea cu Pașii Credinței, ci cu cei ai rațiunii. Atâta timp cât a crezut și a apelat la acea forță din interiorul lui, din el însuși, adică la credință,
a depășit legile firii, legile naturii înconjurătoare, după care ea funcționa. A depășit chiar și legea gravitației. Forța care sfida această lege nu era în afara lui, ci în interiorul lui. Și acest lucru este important pentru noi. Era vorba de energia sau de forța credinței. Când și-a părăsit Petru propriul lui raționament, venit din această forță a credinței, și-a intrat în logica raționamentului firesc, își va fi zis, cum să merg eu pe apă? Iată valurile, vântul îmi suflă în față și mă doboară, îmi este potrivnic, nu se poate, nu e logic. Merg eu într-adevăr pe apă? Și atunci, cu această logică și cu aceste întrebări ieșite din ea, de altfel nu greșite, a început să se scufunde. Dar acea propoziție din exprimarea lui Petru, de altfel disperată, dacă ești tu, spune să vin la tine pe apă, a dat mult de lucru exegeților. Mulți dintre ei nu înțeleg expresia ca manifestând o îndoială, ca exprimând o îndoială, cum este logic. Adică mă îndoiesc că ești tu, dar dacă ești tu, vin pe apă. Ci o înțeleg în sensul de încredere, adică ceva de genul, din moment ce ești tu sau fiindcă ești tu, poruncește-mi și am să vin pe apă la tine. Dacă interpretăm expresia aceasta în sensul celei de-a doua variante, atunci îl scoatem pe Petru din registrul îndoierilor și îl plasăm în registrul credinței. Dar potrivit cuvintelor lui Iisus, puțin credinciosule, una mai slabă, mai puțină. Deci Petru nu a fost un necredincios îndoindu-se total de realitatea care depășea orice logică. Cum să merg pe apă ca pe uscat? Ce-a fost doar un puțin credincios care a lăsat loc și rațiunii atunci când nu mai înțelegea nimic din ceea ce se petrecea cu el. A lăsat-o și pe ea să cugete. A lăsat-o și pe ea să-i aducă o explicație. Și atunci a apărut îndoiala în sufletul lui și în cugetare, iar lângă îndoială nu e nimic altceva decât scufundarea. Iubiții mei, Evanghelia când îl plasează pe om în aceste legi și în această sferă, dincolo de rațiune, nu spune omului, sfidează omule logica, sfidează mintea, sfidează experiența umană. Nu. Nu spune acest lucru. Nu spune că nu e nevoie de ele. Nu. Ci zice. Dimpotrivă, cercetează tot. Epuizează absolut toate căile rațiunii, ale logicii și ale experienței umane. Dar când nu mai există nicio soluție în toate acestea pentru tine și în problemele tale și în viața ta, atunci să apelezi la pașii credinței. Doar atunci vei birui forțele unei naturi și ale unei creații limitate în care trăiești. Când Petru i-a cerut ajutorul, Iisus îi întinde mâna. Credeți, iubiții mei, că nu putea Iisus să facă atunci o minune, să întărească, spre exemplu, apa și Petru să nu se mai afunde? Nu întâmplător îi întinde Iisus mâna lui Petru în primejdea în care s-a găsit. I-a întins-o și pentru noi cei de astăzi și pentru cei care vor veni după noi. Este imaginea de mai bine de 2000 de ani a mâinii întinse a lui Dumnezeu spre noi, spre lumea sa, spre creația sa, spre cei care cu pașii rațiunii se afundă mereu în legile unei existențe trecătoare. Așadar, de 2000 de ani stă Dumnezeu cu mâna întinsă, nu cerșind, ci încercând să te prindă și pe tine, și încercând să mă prindă și pe mine, să ne ia pe toți în brațele Lui și să uităm de durerea și de scufundarea trecătoare.
Sfântul Petru, în a doua lui epistolă sobornicească, în capitolul 5, versetul 7, ne îndeamnă atât de optimist. Lăsați lui toată grija voastră și el va avea grijă de voi. Ca încheiere, aș pune o întrebare la care se ne răspunde fiecare în intimitatea sufletului și a conștiinței lui. În care parte a tabloului vieții tale te găsești tu astăzi, iubite creștine? În aceea deasupra căreia stă scris pașii credinței sau în aceea deasupra căreia stă scris capitolul pașii rațiunii? Și acum alte câteva teme spre reflecție la această pericopă evanghelică. 1. Corabia, simbol al bisericii. Iisus îi silește pe ucenii să intre ea. Am văzut în Evanghelie. Aceasta înseamnă, știți ce, că pe toți ucenicii săi de pretutindeni îi vrea în coreabea bisericii sale și nu în afara ei. A doua temă. Ochii ațintiți numai la Iisus. Ca să ajungi la liman, trebuie să ai ochii îndreptați numai spre El. Orice pierdere din vederea țintei înseamnă scufundare. A treia temă. Iisus te vede când te chinuiești între valurile vieții tale. I-a văzut pe apostolii de odinioară cum se chinuiau vâslind și a venit la ei și a salvat. Și pe tine te vede și la tine va veni cu mâna întinsă spre salvare. Și a patra temă și ultima. Fără Iisus în corabie, marea vieții este învolburată. Am văzut acest lucru în Evanghelie. Cu Iisus în corabie, în schimb, marea vieții se liniștește.